Bună ziua tuturor, sunt Arotela, cu etalarea pentru cei născuți în sânul balanței. Îmi pare rău că a venit atât de încet, dar nu uitați că la nivel universal nu există calendarele umane. Și întotdeauna ceea ce se citește într-un moment se poate manifesta ori peste o lună, două, trei, poate chiar și șase, ori înainte să fi început să se manifeste. Am început etalarea și a trebuit să o întrerup din niște motive. O reiau, sper că va fi totul în regulă până la sfârșit. Aici aveți voi cărțile, aici au ei, partenerul, partenera voastră, o persoană din apropierea voastră, poate să fie membru al familiei sau o cunoștință foarte bună sau cineva de la job. Aveți lună, Mercur, Marte, Saturn, Jupiter și, în fine, să zicem, nodul Nord. Dar, mai simplu, ceea ce simțiți, ceea ce gândiți, cum acționează, ce vă este frică, ce vă doriți și ce reușiți să faceți. La fel și ei. La capătul setului de cărți aveți regele de spade. Puteți fi voi, poate fi un alt semn de aer, gemen sau vărsător. Este un semn autoritar, rece, care se pare că trebuie, iaute, gemeni iarăși, semnul gemenilor, dar trebuie să luați o decizie în dragoste. În spatele îndrăgostiților aveți doi de cupe și asul de monede. Probabil ori un semn de apă vă face o ofertă, o relație de lungă durată și voi vreți să vă gândiți la această ofertă, ori pur și simplu aveți de luat o decizie importantă în dragoste. Este o relație care ar putea avea succes, dar în anumite condiții. Este o relație profundă, poate o colaborare la locul de muncă. Aveți și îndrăgostiții și doi de cupe. Oricum, dacă e o poveste romantică, este o legătură foarte profundă, telepatică, empatică. Interesant este că și ei încep cu un semn de aer la capătul setului de cărți. Probabil că sunteți voi sau sunt ei. Încearcă să găsească o soluție. Le este greu să o găsească. Probabil știu că și voi trebuie să decideți. Iar un semn de apă și un semn de aer. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de apă care este oarecum supărat. Unui supărat, altul nu găsește soluții. Într-o poveste de dragoste, iar cu un valet de cupe, iar semn de apă. Cineva ar vrea să facă un gest de iertare, de împăcare, dar altul poate, sau poate dacă face, le este frică că nu va fi primit. Și din acest motiv este așa într-un stres mental. Este o poveste de dragoste profundă și adevărată. Nu întâmplător v-a apărut amândurora această carte. Îndrăgostiții. Trebuie să alegeți între două persoane, între job și dragoste, sau între a vă exprima, pentru că săbile înseamnă și exprimare, a vă exprima emoțiile față de cineva. Haideți să vedem cum sunt cărțile. Judecata în suflet. În suflet, luna. Ori poate aveți lună în scorpion, ori ei au lună în scorpion. Judecata este o energie plutonică. Și Pluto este guvernatorul scorpionului sau a casei a opta, a transformării, a morții și a reînvierii. Este momentul de după moarte, momentul de înviere, da? Renaștere, Phoenix, în cazul acesta judecata. Simțiți la modul intuitiv că trebuie să vă ascultați îngerii, ghizii spirituali, eventual vocea interioară în relație cu cineva. Simțiți că trebuie să schimbați ceva pentru a avea această a doua șansă într-o situație care în acest moment este stagnant. E stagnantă. Mercur. Poate unii dintre voi aveți Mercur în pești. Sau pur și simplu Mercurul vostru este blocat. Felul în care raționați, în care gândiți, este oarecum provocat de această situație. Relația, situația în sine nu evoluează în prezent. Sau în ultima vreme. Trebuie să faceți foarte multe sacrificii. Și din acest motiv poate nu v-ați implicat suficient ori unul, ori celălalt.
și totuși vă doriți a doua șansă. Vă dați seama, stând în această provocatoare situație, aveți posibilitatea să fiți iluminați, să înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și înțelegându-le, puteți să ascultați și vocea interioară și puteți să decideți că vreți încă o șansă la fericire în relația aceasta, în colaborarea pe care o aveți cu persoana respectivă. Scorpion, Pești, semn de foc, Taur, Rac, iar semn de pământ. Cum acționați? Avem semn de foc, Leu, Săgetător sau Berbec. Cum acționați? Așteptați. Un semn, eventual. Încercați să vă ascultați vocea interioară, să simțiți exact momentul în care trebuie să vă mobilizați. Trei de băte, în general, așteaptă. Se pregătește de călătorie. E momentul în care încearcă să vadă în zare viitorul. Acționați cu pasiune, pentru că probabil în ultima vreme sau în această perioadă a lui Mercur retrograd veți avea multe viziuni, fiți atenți, da? Viziuni, veți auzi vocea interioară, poate în vise, poate într-o formă sau alta, prin cineva și o veți înțelege. Și veți începe să vedeți viitorul sau relația cu alți ochi. Cu alți ochi. Eventual, într-un fel mai optimist. Pentru mine, trei de bâte adesea sugerează semnul săgetătorului și săgetătorii sunt optimiști din fire. Probabil înțelegeți de ce nu au venit lucrurile la timpul pe care l-ați dorit și vin acum. De ce vă este frică de marele preot, de dogme, de un contract, poate de o căsătorie rigidă, poate de un taur? Posibil de niște reguli, da, care vă obligă la prea multe sacrificii. E interesant cum se leagă și cu această carte a spânzuratului. Vă este frică că dogmele în care ați fost crescut sau regulile pe care le urmați în general vă cer prea multe compromisuri și prea multe renunțări la sine și mai puțin vă bucurați de ceea ce simțiți în sufletul vostru. Ce vă doriți? Vă doriți faetonul? Vă doriți să mergeți mai departe? Aveți două cărți care exprimă călătoria. Trei de bâte, da? Faza de înainte, de după, scuzați-mă, de înainte de călătorie. Mi se mai întâmplă și mie să greșesc când mă exprim. Aveți vocea interioară care vă îndeamnă la a doua șansă, vă îndeamnă să vă mobilizați, să ieșiți din această stagnare. Ia uite, interesant că a picat preotul. Ce bine ar fi, ce bine ar fi să pice acest preot, aceste dogme, să renunțați la ele, că tot vă stresează, vă blochează într-un fel sau altul. Pentru că voi vă doriți mișcarea, vă doriți evoluția în această situație, în această relație. Eventual doriți să vă întâlniți cu persoana pe care o așteptați. O așteptați să vină de la o apă, de la un drum, de peste o apă, scuzați-mă. Înțelegeți? Vreți să ieșiți din această stare de stagnare, da? Vreți să vă mișcați. A stat prea mult în această poziție. Ați făcut prea multe sacrificii pentru niște dogme, pentru o căsătorie, pentru un contract care nu v-a priit, da?
Vreți să vă mișcați și pentru asta vă ascultați, pentru că întotdeauna faetonul își va asculta vocea interioară. Este semnul racului și racul e foarte intuitiv. Se decide greu, da? Avem spânzuratul, se decide greu, mai ales dacă are și un Marte în Mercur, în Pești sau în Casa 12-a. Se decide greu. Sau chiar a Balanței. Dar când se decide, se mobilizează, e semn cardinal, da? Și am spus că este intuitiv. Aude vocea interioară și vocea interioară îi spune să-și urmeze destinul și nu doar să-și urmeze, să-l vizioneze, să-l vizualizeze. Pentru că în momentul în care îl vizualizezi, da, vezi oportunitățile în zare, începi să-l manifesti. Și iulie se termină cu acest patru de monede, care, așa cum a picat mai devreme preotul, bănuiesc că nu întâmplător, este un semn că veți renunța la aceste dogme, la aceste reguli impuse de cineva, poate într-o căsnicie, pentru că patru înseamnă casa a patra și iar avem faetonul. Poate nu v-ați putut căsători din cauza acestor reguli, acestor situații, șabloane comportamentale sau poate niște chestiuni financiare, dar nu, în acest moment nu simt atât de mult probleme financiare cât reguli pe care le-ați învățat de la un bărbat. Poate să fie un soț, nu soț, un tată, poate și soț. Și trebuie să renunțați la acest soț, unii dintre voi. Poate este un tată, poate este un preot foarte dur, foarte sobru. Dar patru de monede e o persoană care este greu să iasă din șabloanele în care a fost crescut. Și totuși, faceți acest efort, pentru că stând în această poziție, primiți iluminarea. Dar e interesant că amândoi sunt cu capul în jos, da? Adică, vă mobilizați, vreți să ieșiți din tiparele în care v-ați format, vreți să vă autodepășiți, da? Și asta este vizibil și în faetonul, în poziția dorințelor. Vreți să faceți pace cu trecutul, cu aspectele mai puțin frumoase ale voastre și să vă concentrați pe partea pozitivă. Da? Și să vă mobilizați toate forțele către împlinirea destinului vostru și îl vedeți, începe să-l vedeți. Da? În relația cu această persoană, evident. Ei, ce au în suflet? Regele de bâte. Poate unii dintre voi aveți planete în semnul de foc. Oricum, dacă nu, regele de bâte este, poate ei au luna în semn de foc. Luna în berbec, în leu sau în săgetător, că nu degeaba a apărut și ei săgetătorul. Dar a apărut la voi. Voi așteptați eventual săgetătorul sau berbecul sau leu să vină de la un drum. Vă doriți să vină în cazul în care nu puteți voi să plecați. Deci ei au multă pasiune pentru voi. Multă pasiune. Și poate într-un fel sunt și autoritari. Dar simt că această carte în poziția sentimentelor și a emoțiilor arată că vă iubesc foarte mult. Regele de bâte e o energie matură, o energie asumată. Vor să își dovedească pasiunea în relație cu voi. Și totuși, cum acționează, o să vedem imediat. La ce se gândesc? Se gândesc eventual să vă ofere un mesaj, un cadou. Valetul de monede reprezintă un mesaj, un cadou, o veste bună,
o ofertă, să vă facă o ofertă, eventual să vă scoată această ofertă, să vă scoată din starea de stagnare. Poate să pară mică, dar este importantă. Poate exact acel cuțit care, de care aveți nevoie să vă tăiați funia, care vă leagă. Iar avem legături, da? Legături aici foarte, foarte profunde. Cu un trecut, cu niște dogme, cu un angajament față de cineva. Dacă nu își doresc să studieze problema în așa fel încât să vă eliberați și unul și celălalt. Vorbesc de eliberare pentru că și ei au niște cărți care dovedesc că știu că și voi suferiți, au suferit și ei, probabil că amândoi ați suferit în această perioadă de stagnare. Cum acționează, vor să călătorească. Iar avem încă o carte care dovedesc a treia, da? A treia care dovedește dorința de călătorie și voi îi așteptați și ei. Probabil e interesant. Voi îi așteptați să vină și ei își doresc să călătorească peste o apă, da? De la distanță. Probabil că e o legătură de la distanță. Șase de spade. Către voi, poate. Că sunteți semn de aer. 6 e semnul balanței. Bănuiesc că se gândesc, da? Poate să-și ia bilet, da? Și să călătorească sau să vină cu un cadou în această călătorie. Vor să lase și ei niște ape tulburi și să vină mai aproape de dumneavoastră. De ce le este frică de 10 de spade? Posibil știu, aici sunteți voi. Pot să fie și ei, pentru că dacă este dragoste, există și compasiune și empatie și simte fiecare ce probleme are celălalt. Dacă vă este frică de niște dogme, de niște reguli, de niște contracte care v-au adus suferință, da? Suferință, sacrificiu, spânzuratul. Și vă doriți să renașteți, iar judecata este similară cu judecata. Vă este frică, le este frică, scuzați-mă, că poate nu veți avea această putere. Și din acest motiv își doresc să vă ofere măcar un mic ajutor. Valetul de monede îl văd acum ca un mic ajutor. I poate fi în multe forme. E în poziția lui Mercur. Poate și o comunicare practică, o idee practică, eventual. Un proiect care să vă scoată, în cazul în care ați avut probleme financiare, să vă scoată din aceste probleme financiare, da? Un proiect pe termen lung, practic. Ce își doresc? Probabil că sunt ei. 5 de bâte, semn de foc iar, leu, săgetător sau berbec. Își doresc să se lupte. Pentru voi, posibil. Sau să se lupte, să ajungă mai aproape de voi. Pentru că în suflet au multă pasiune și au multă forță. Iar voi îi așteptați. Repet, își doresc să se lupte cu mândria, în cazul în care sunt mândri, în cazul în care sunt oarecum s-au dovedit de-a lungul timpului egoiști. Își doresc să o depășească, dacă mândria lor v-a produs vouă suferință. Pe de altă parte, sunt dispuși să lupte cu familia, cu dogmele, da? Cu bârfele. Pentru ce? Pentru că după 6, după 5 de bâte urmează 6, pentru o victorie, evident, dar acum se concentrează pe acest foc, da? Vor să-l manifeste la modul practic, ca să ajungă mai aproape de voi. Finalul lunii, poate să se continue și în august, este magicianul. Magicianul, iar poate unii aveți de-a face cu un berbec. Sau este casa voastră a șaptea, pentru cei care aveți ascendent în balanță. Berbec poate să fie și aici, da? Dar trecând peste asta, poate fi și geamăn, poate fi și fecioară. Dar magicianul, trecând peste zodii, este o persoană care manifestă. Are toate instrumentele.
își doresc să manifeste un nou început, da? Că și aici avem un nou început, o renaștere, o a doua șansă. Cu voi. Pentru că este etalarea pentru voi, evident. Poate vor să vă inspire și pe voi să renunțați la compromisuri, la frici și să vă mobilizați și unul și celălalt, să vă întâlniți pe un teren de mijloc și să începeți să manifestați amândoi, da? Amândoi, o nouă etapă în relația voastră, în viața voastră. Așa simt cărțile. Vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu viața voastră reală. În setul acesta de cărți a apărut o carte, iar Marele Preot, dar în această carte arată altfel. Marele Preot, care am spus că înseamnă dogme, înseamnă o figură religioasă autoritară. Da? Că în viața voastră, că în viața lor, voi știți? Este un profesor sobru. Dar în acest set de cărți, Marele Preot este reprezentat de Copilul Divin. Probabil că voi doi trebuie să lucrați împreună și să nașteți, să generați, să gestați un proiect sau un copil pentru unii dintre voi. Dacă sunteți suflete gemene, probabil acest copil divin trebuie să apară sau este în discuție, pentru că ați avut și valetul de monede, poate să fie și un copil. Dar trecând peste acest detaliu, există multă bucurie în această energie și multă creativitate și lumină, lumina cunoașterii pe care am văzut-o și la spânzurat. Un copil care nu își face griji de dogme, știe că prin creativitate și conexiunea cu natura și cu spiritualitatea poate să le depășească. Balanță. Ia uite, Phoenix, interesant cum a apărut, iar ia uite și turnul, un eveniment neașteptat și o renaștere, poate o separare și o renaștere, poate renașterea este neașteptată, foarte intens, Uranus și Pluto, poate aveți unii dintre voi un aspect între Uranus și Pluto, da? Interesant cum comunică. Hai să vedem balanță, iulie 2019, soare 1, Venus ascendent în balanță, balanță, iulie 2019, trecut, valetul de manuscrise, prezent, sunteți triști, s-a văzut, și șapte de pietre, cineva așteaptă, probabil că voi. Interesant, la capătul acestui set de cărți aveți Marea Preoteasă sau Vrăjitoarea. Dar Vrăjitoarea, după cum știm, pe timpuri, în Evul Mediu, au fost arse multe femei frumoase, deștepte, culte, tocmai pentru că intimidau cu puterea lor, da? Intimidau. Marea Preoteasă este opusul preotului, este acea persoană care ce face? Haideți să vă arăt un pic, întrerup un pic această citire ca să vă arăt altceva. Dintre sfaturile oracolelor, ce ați primit? Ați primit, foarte interesant, cărțile de oracol. Deci această carte a sărit ca să spună ceva. Poate unii aveți nevoie de sfaturi de la cineva care citește în tarot, astrologie, oracole, da? Exclus magie, nu mergeți în zona asta. Dar această carte spune multe. Este foarte apropiată de Marea Preoteasă. Marea Preoteasă citește semnele din jur. Nu se blochează în dogme, da? Că acesta este exact opusul. Exact opusul. Marea Preoteasă și preotul. Probabil că aici este frica. Sunteți chemați, este judecata să vă ascultați intuiția. Ați stat mult
În așteptare cu acel spânzurat și spânzuratul, casa 12-a necunoscutului vă conectează la Dumnezeu într-o formă foarte profundă. Și atunci, depășiți marele preot cu marea preoteasă. Da? Cu marea preoteasă. Am spus că întrerup un pic citirea aceasta ca să intervin cu cărțile de oracol pentru că mi s-a părut o legătură foarte profundă între unele și altele. La capătul acestui set de cărți aveți muzica și aveți lumină și dragoste. Trebuie să vă descoperiți lumina și dragostea. Trebuie să înțelegeți că aceasta este calea voastră. Da? Spânzuratul, am spus, că are capul iluminat să vă descoperiți destinul cu cineva și separat. Pentru că separat avem o cale și calea aceasta poate fi împlinită cu sufletul nostru geamă sau putem fi deviați de la calea noastră prin suflete perechi. Da, trebuie să vă descoperiți lumina și dragostea. Sunteți semn venusian, da? Sunteți semn de venusiane. Și cum puteți să descoperiți această... Cum puteți să primiți inspirație divină? Și prin muzică. Iar Venus. Iar un mesaj pentru unii dintre voi, poate trebuie să vă vindecați și să vă dezvoltați spiritual ascultând un anume tip de muzică. Nu doar muzica, acele melodii care vă plac. Bine, și acelea sunt binevenite, dar sunt pe YouTube link-uri către un gen de muzică ce ne ajută să ne curățăm chakrele. Pentru fiecare chakră, pentru frici, da? Căutați pe YouTube. Pentru deschidere spirituală, muzică gen Reiki, gen ambientală, ce este tocmai bună pentru trezirea spirituală a noastră. În trecut, valetul de spade sau de manuscrise, puteți fi voi, că aici este semn de aer. Puteți fi voi. Dar în acest context, în acest set de cărți, simt că este dorința voastră de a călători, de a vă lua bagajele. Și am avut și 6 de spade, dar ați avut ei, dar eu cred că sunteți voi. 6 de spade, da? Călătorie. Și aici, în această carte, simt dorința de a călători și de a vă transforma cu acel fluture. Probabil că vi s-au pus multe, multe responsabilități în cărcă. Avem o cămilă cu multe bagaje. Dar, fiți atenți că în această călătorie trebuie să plecați cu foarte puțin ca să puteți ajunge departe. Altfel, bagajele vă îngreunează călătoria. Vă îngreunează detașarea. În prezent vă simțiți oarecum blocați și am văzut și mai devreme că sunteți mulți care aveți această presiune pe voi. Parcă nu vă puteți ridica. Fluturele nu-și poate lua zborul către, iar fluture, către misiunea sa spirituală. Poate vă simțiți izolați în această situație, dar izolarea, cum am zis mai devreme la spânzurat, are un scop. Să vă descoperiți spiritualitatea și puterea. Cu siguranță că veți depăși această stare, pentru că în viitor aveți 7 de spade. Interesant. 7 de pietre. În viitor veți aștepta pe cineva, încă veți mai aștepta pe cineva, poate să fie viitorul apropiat, da? Să vină la voi. Posibil, nu știu de ce, dar mă gândesc la un Capricorn, s-ar putea unii să aveți a face cu un Capricorn, dar nu e obligatoriu. Unii dintre voi sunteți conectați la cineva cu planete în semn de apă. Dar vă doriți călătoria aceasta. Este o dorință din trecut care în acest moment nu se poate manifesta, tocmai din cauza bagajelor, a pietrelor acestora. Dar nu este greu. Trebuie doar să vă ridicați și să plecați. Însă, nu, dintr-un motiv, nu aveți această putere. Probabil încă trebuie să învățați ceva. Încrederea. Regele de bâte
reprezintă o persoană care are multă încredere. Probabil că ei au o lecție să vă dea. Și roata norocului, foarte frumos, foarte frumos. Posibil nu este momentul. Trebuie să ascultați vocea interioară să vedeți când e momentul. Dar în curând, în curând, ceva se va întâmpla, o întâlnire karmică de destin, care va schimba întregul peisaj, întreaga situație. Iar o călătorie, roata, cineva vine, poate cu mașina, sau voi prindeți curaj și călătoriți. Și această călătorie va aduce o schimbare de destin. Opt de manuscrise. Trebuie să depășiți. Opt înseamnă transformare. Trebuie să depășiți acest stres și mental și fizic. Posibil vă simțiți subți de energie dintr-o perspectivă. Dar trebuie să depășiți. Opt înseamnă transformare. Și roata norocului vine în momentul în care vă transformați mental și financiar și energetic. Da? Pentru că totul depinde de mintea voastră. Este doar iluzia că nu puteți depăși aceste probleme. Este o iluzie mentală. Da? În momentul în care depășiți această iluzie mentală, destinul vi se schimbă. Aș vrea să iau un mesaj de la Înger pentru voi. Să le legem împreună pentru balanță, soare, lună, Venus, ascendent în balanță. Mesaj. Au vrut două? Au vrut două. Ah, ce frumos! Iubește-te așa cum ești. Probabil că această energie asta dovedește că unii dintre voi încă n-ați învățat dragostea de voi înșivă. Și regele de băte vă învață această dragoste, poate vă într-un fel sau altul. Aceste două energii exprimă faptul că nu aveți încredere în voi, că nu vă iubiți, evident. Sunteți creații divine, sunteți încântători, sunteți încântătoare, meritați cele mai frumoase lucruri, meritați. Nu stați într-o energie stagnantă. Nu, ia uite și avem și opt iar transformare. Și aveți grijă de cei pe care iubiți. Dar cel mai important este să vă iubiți pe voi înșivă. Pentru că legea spune așa, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Deci prima lecție este să vă învățați această stimă de sine, să o descoperiți și să o aplicați și să o învățați. Și în momentul în care începe să vă iubiți, reușiți să îi protejați într-un mod special pe cei dragi, pe cei foarte dragi. E o călătorie spirituală. Sunteți în mijlocul unei călătorii spirituale, poate într-o furtună emoțională, dar o veți depăși. Avem un curcubeu, aveți un curcubeu, există speranță. Există speranțe. Haideți să vedem din punct de vedere sexual. Iar am vorbit mult. Ce energie apar, ce cărți apar? Balanță? Iulie, balanță, soare, lună, Venus, ascendent în balanță, iulie 2019. Ce vă doriți, ce își doresc ei, de ce vă este frică vouă, de ce le este frică lor. Frumos. Aveți nevoie de comunicare, doi de bâte, o comunicare intimă, pasională. Poate că așteptați pe cineva să vină și să vă scoată la o cafea. Ce vă doriți voi? Patru de monede. Să depășiți această stare. Ce-și doresc ei? Patru de monede a apărut și mai devreme invers. Nouă de cupe. Ce frumos. De ce vă este frică de îndrăgostiți? Probabil că nu puteți alege în acest moment. Lor de ce le este frică de turnul? De această pasiune, de această gelozie, de această nebunie în dragoste, de evenimente neașteptate,
4 de monede. Bănuiesc că vă doriți să depășiți această energie. După cum vedeți în poză, o persoană e plictisită, cealaltă are pasiune, da? Parcă are și părul roșu, roșu reprezintă focul, da? Pasiunea. Și-ar dori să vă exploreze corpul, să vă aducă bucurii intime, dar persoana e cam plictisită din niște motive. 4 este un semn foarte fix, foarte stabil și de monede și mai stabil, dar și mai plictisitor uneori. Nu prea vi se potrivește ca și semn de aer, semn care aveți nevoie de armonie, de comunicare. Poate unii dintre voi vă doriți stabilitate, dar nu în detrimentul pasiunii voastre. Ar trebui să vă gândiți bine. Vă este frică să alegeți între vechi și nou, între persoana pe care o știți și care, într-un fel, da, o iubiți. Vă simțiți în siguranță, dar nu reușește să vă înfioare. Deci, între persoana din trecut și o persoană nouă care vă învață, vă reînvață pasiunea, ce simt ei pentru voi? Bine, puteți schimba pozițiile, dar ce simt ei? Multe emoții. Simt că sunteți compatibili din multe puncte de vedere. Își doresc să fiți liberi. Uitați ce diferență între cupe, da, și monede. Între persoana aceasta plictisită, da, văd că e și alt partener. S-ar putea acesta să fie vechiul partener. Da? De care poate unii dintre voi v-ați plictisit, încă îi doriți, dar într-un mod stabil, poate țineți prea mult la această persoană din trecut. Nu întâmplător a apărut îndrăgostiți și am văzut și mai devreme. Cineva trebuie să ia o decizie, între vechi și nou. Și aici sunteți voi, eventual, cu alt partener. Bine, puteți să fiți și bărbați cu altă parteneră, da? Semn de apă, pești, rac sau scorpion, care vă emoționează într-un fel în care foarte puțin reușesc să facă. Este o legătură erotică și o comunicare erotică pe care poate n-ați mai experimentat-o, dar în care sunteți liberi și bucuroși împreună. Ce diferență între cele două cărți? De ce le este frică lor? Interesant, amândoi aveți arcane majore în poziția fricilor. Vă este frică să alegeți, nu știți care pe care. Lor le este frică de această pasiune. Cred că au o pasiune foarte mare pentru voi, că doar a avut regele de foc în poziția lunii, a sentimentelor. Au multă pasiune pentru voi. Vor să manifeste un nou început și le este frică. Iar este un trio. Da, este un trio, le este frică de o figură, eventual de această figură, foarte geloasă. Și totuși, cineva trebuie să aleagă, trebuie să discutați despre pasiunea voastră, să o puneți pe masă, să discutați. Noi asta simțim, ce facem cu simțurile noastre? Sunteți tentați unul de celălalt, există mărul, da? Și în spate cineva refuză, iar patru de spade. Refuză comunicarea. Probabil nu comunicați nici cu persoana care, eu știu, e aici, din trecut, nici cu persoana aceasta care vă dorește foarte mult. Vă dorește foarte mult. Există cineva care vă iubește și vă dorește într-un mod în care n-ați mai experimentat. Cavalerul de bâte, că e semn de foc, că e semn de apă, nu contează. Sau alt semn, vă dorește să vă fure și să experimentați o dragoste liberă. Și aici nu există libertate, dar aș vrea să clarific. 4 de monede, te rog să mă clarificăm. 4 de monede. 4 de monede. De ce și-ar dori balanța 4 de monede? Pentru stabilitate? Patru de monede. Te rog frumos, clarificăm patru de monede. Of,
Cred că unii dintre voi n-aveți încredere în voi înșivă, n-aveți încredere în această pasiune, în această poveste. Îi simțiți foarte pasional, e 6 de bâte, iar semn de foc, 6 de bâte. Îi simțiți foarte atractiv, sunteți atrași foarte mult de această persoană, da? Da, dar știți că în spate mai e cineva, trebuie să lăsați pe cineva în spate care ar putea să fie gelos într-adevăr, dar am senzația că nu aveți voi încredere în voi înșivă, iar după cum vedeți, bărbatul ar pune doar un pic mâna, nu s-ar bucura de întreaga persoană, da? De întreaga poveste. Ar pune doar un pic mâna, ar atinge-o și ar fi mulțumit cu atât. Cu puțin. Vă mulțumiți cu puțin. Cred că aici este. Ia uite. Iar avem preotul, marele preot. Iar sunteți într-o relație cu cineva care vă domină. Și totuși este cineva în spate care vă emoționează. Este cineva în spate care vă emoționează foarte mult și totuși. Cred că undeva, parcă voi vreți să vă dominați pe voi înșivă. Nu știu de ce am această senzație. Dar simt că voi nu aveți încredere în voi. Vă simțiți poate un pic mai șterși, mai puțin interesanți decât ei. Simțiți că nu, poate nu aveți experiența exprimării emoționale și sexuale pe care o simțiți la ei. Pentru că ia uite ce au ei și turnul și voi aveți îndrăgostiții. Cam aceasta ar fi citirea, etalarea pentru balanță, soare, lună, Venus, ascendent în balanță pentru iulie 2019. Vă mulțumesc pentru răbdare. Vă pup, dragoste, pace și creștere spirituală.